Nu, salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe Eurotrack Simulator 2. Dragă SMP-ul mai preunește. Și îți poartă înderecit. Nu știu care dintre voi mai e așa răcit ca mine. Da, crede-mă că îți varz. Să bă, picioare. Bă, am aici cea lângă mine. Ziua liberă am avut luni. Cred că episodul să-l postez undeva pe marți. Cred. Mă voi gândi. N-am mai postat de foarte mult timp. E... nu știu. Ce? Ultra Răpor Marin. Ce am? E nebun. Bă, n-am mai jucat de foarte mult timp pe Eurotrack, așa că am zis că hai să începem să vedem ce mai e acum pe servere. Bine, Tracker SMP, nu Eurotrack. Și a rămas de scurt pe aici băieții. Stai să dăm un pic mai tare. O să mă... Batista românului. Bă, dacă ați mâncat, să aveți o zi frumoasă. Am ce pula mea să vă zic. Ce fa, bă? O, oh, mamă. O să mergem de pe Calais. M-am gândit într-o fază următoare. Deci, sunt în Duisburg și vreau să ajung pe Calais până aici. Bă, mi l-a pus direct bine. Nu credeam, dar în fine. Hai să începem. Asta e tirul. Mă rog, contul de 5.000 de ani încoace. Îl avem pe... mare. Deci, băiatul ăsta, Matei. Nu pot să-mi stare până acum. Bă, stai un pic, că nu-i bine ceva. Deci, merg pe aici. Deci, Matei. Eu trec YouTube, alea. Nu știu dacă mai sunt în o colizionare. Nu contează. Hai, salut. Nu știu dacă m-am pe joc. Nu prea am testat, să zic sincer, dar... na, o să-mi schimb tirul. Acum nu mai vreau să văd că dimineața bună, la 3 dimineața m-am băgat așa rapid la o cursă de 400 de kilometri, ca beții. Vine ăsta din spate. Mamă, l-a luat Matei. Bine, Matei! Bine, Matei! Dacă vezi episodul ăsta, te-ai încadrat bine, vezi să nu iei bani. Totodată Turkish material. Pute trăznit iar Arhanghelii se trăznească. E 80%. Mâncați aș pula ta. 80% cu aia. Ăsta 80 de kilometri. Ioi Turkish material. Ioi domni. Stăm pe undeva la 16 MS-uri. Super bine. Punem aici limitatorul și merem cu, a mea vine cu dublă remorcă în spate. Stai ca mă, vine pe dreapta. What the fuck? Ok, 7 7 8 1. Rec, ban. Mai faci și bloc. Bă, deci câte... Doamne... Stai, bă... Deci fii atent ce faci, bro, deci... Blocking... Ești putut scris... Tenița, am plut tata tău oasă și nu mâine. Păi, de ce am... Păi, am dat cerere de prieten, what the fuck...
Collision, reckless driving. 1-4-6-4, really? You need report to Monkey. What the fuck? Doamne frate, cu cine mă joc? Ați văzut, oricum o să fie o fază. Yeah. Check my YouTube channel tomorrow. Bye bye. Don't cry. Doamne frate, cât de proști sunt, mă. Don't cry. Uite, că e agent panda asta, ce ai, mă, ești tripat, frate, what the fuck? LOL. Bro, what the fuck, dacă am mai văzut așa ceva, că e... Ba, agent panda. Reclise your driving. What the fuck? LOL, bro. Disperat, frate. No, stai că ăsta e numai primul. Nu, no, du-te, dracu. Oprim noi la 60, stai că 80. Nu, no, du-te, tata. 372. Bă, ioi, pardon. Ați văzut, nu? Mă crezi că o să... O, mamă, stai că am aici direct jumătate. Nici bine n-am ieșit din Duisburg. Și acum mai există, mă, după atâți ani, bă, știu că pe undeva prin 2009, nu, 2017 a fost un troll infect pe jocul ăsta. La fel cum a fost mai de mult. Cum a fost pe ăsta de pe acum. Bă, bro. Deci un troll de, nu știu. Atunci știu că m-am luat și ban. Dar a fost o fază super, super schema. O super șmecheră. Mi-a pus o poză cu mustaciosul. Cu numele, să începe cu numele de H. Și apoi avea o mustață, dar de asta șmecher. Băi, și-am pus ca avatar la Steam. Bă, nu crezi că au venit copiii, mă, și mă da ban. De asta ban. Da, m-a făcut report. LOL. Mai a rămas gen... Bro, serios. Nu punem muzica. Rămânem acum fără muzică. Deocamdată nu văd prea multe. LOL, de când e schema asta? Mamă, rec ban! Ioi! Ioi, hai odată! Hit me! Which player? Ioi! Ioi, trebuie să stau acolo o jumătate de oră! Ioi, doamne! O, ferească Dumnezeu dacă am văzut așa ceva, n-o fii atent. Am văzut să stai acolo. Mamă, cât să ai în față, ești nebun la cap. Eu oricum o să mor următorul, nu știu dacă ajung eu întreg până la Calais. Știi ce mă rugam? Efectiv când eram un pic mai, no, până prin 2017 sau chiar mai mult, eram pe la început și cu jocul. Era o schemă încât era o fază foarte bună. Bă, intrai, aveai lag și aveai dintr-o dată lagul. Știi, uite cum e acum, n-aveai calculator bun. Ma, bă, te rugai efectiv să dai în ăia. Deci, te rugai efectiv să dai în ăia. Bro, era o fază super, super șmecheră. Cine își aduce aminte știe despre ce vorbesc. Suntem pe canalul 19, cred că, dar nu prea se vede. O să schimb după aia mașina, vreau să văd despre ce e vorba acum în... adică dacă s-a mai băgat ceva nou. Eu am văzut niște DLC-uri noi, care
care au fost adăugate și PAM-ul blochează pe ultimul drum. Da, păi, nu. Tot pe mine mă claxonează. Mamă, frate. What the fuck, păi te oprești pe mijlocul drumului. Nu știu dacă la. Da, s-a oprit pe mijlocul drumului cu avarele puse și după aia se duce. Bă, cât de random sunt playerii pe Trackers MP. What the fuck. Serus, șacala ca bum bum. Nu, cred că așa e pe numele. Bă, deci playerii de efectiv de aici sunt super random, pot să zic. Deci nu știu de ce îmi zice pe nu știu ce limbă vorbește, dar Robin Hood. Amu, bine. M-ai sunat pe live, mâncat, pe episod mâncat. Am țas. Froggy Doggy. Froggy Doggy, bine că nici eu nu mai știu cum e, adică tastatura, bă. Mamă, ce mă să... ce mă... lol. O să vorbesc după aia cu el, mamă. Bă, deci e o adevărată provocare, efectiv, să stai și să te joci Trackers MP. Ia, România. Bă, deci e o adevărată provocare, frate, deci... fără tu și poate. Apropo, revenind la episodul nostru, vreau să vă întreb care e cel mai bun volan. Am înțeles că mai este un fel de Logitech G... 2090, cam pe acolo undeva numărul ăsta sau G29. Vreau să-mi cumpăr unul performant. Am văzut la prețuri de 700-800 de euro trebuie. Dar prepari-se para virar direct. Am 10 pe italiană. Am văzut la prețuri foarte, foarte mari și păi nu vreau să mă duc să arunc 1000 de euro, că până la urmă pe treaba aia mai bine îmi iau un PlayStation și facem live-uri de pe el. Dar nici nu prea știu. Dacă voi v-ați cumpărat și spuneți că e ok, în calitate de toate, poți să spui, atunci mă bucur, o să țin cont de părerea voastră. Dacă nu, pula mea, înțelegeți voi. Adică nu mă scrieți. Îmi iau o țeapă cu aia. Adică 1000 de euro. Nu mai mănânc un an de zile. Dar viața e frumoasă. Am abia aștept să mă duc să mă repar pe ăsta din față neapărat. Numai că face niște programări. Trevor Bow. Bă. Froggy Doggy. Stai că stai Froggy Cupid. Mamă. Kicked. Am înțeles cu aia ăștia, stau, făcă. Aici ai bric. Aici e... mamă, 30 de player, bă, ești nebun. Bă, cum făceam nebuneala asta mică de la tab? Că tam, uite, job dispatcher, tracker SMP, radio box, ia să, what the fuck. Păi și n-au nimic. Auto, digi. Bă, what the fuck. Ce face românul când stă? Am sperat să fie un episod fără... bă, lăsând treaba asta, stai că poate Emilia mă utilizează că... Froggy Doggy! Unde te duci, Froggy Doggy? Hai, tata. Bă, what the fuck, aia era un lag de nea. Oi, asta mă crezi că întoarce cu volanul. Ai prea proști și nu știa întoarce. Deci fii atent, din cauza de la ăștia doi, noi stăm mai, adică din cauza de la ăla primul, bă, cum băgam schema aia să mă duc să dau cu zoom să vă pun unde-i?
Să vă să pune tot înapoi. Da, mă, dar nu știu de ce, din cauza rezoluției. Haide, Robin Hood. Nu, valori grafice. Ioi, nu mai pot rebar, wow. Stai că l-am pus un pic pe... Așa. 8 pe 5, 16 pe 9. Na, bine. L-am pus un pic plan alt. Să vedem cum se mișcă. Bă, da, mă văd că s-a pus iconițele astea înapoi. Froggy, unde te duci, băi? Ah, ok. Froggy, da, ghi. Klaus Duisburg. Bine ați venit. Nu, serios, nu mă pune să aștept aici 50 minute. Arată Robin Hood. Nu avem ce, cum arată acum la HD, la calitate înaltă, după cum ar spune și ei, și nu pot să-mi stare tracker să... Dacă mi-a borâsc. Borâsc egal vomit, ca să știți. Nu pot să-mi stare de atâția ani de zile tracker să pe PU sau pe Eurotrack. În combinație că nu mă interesează cu cine, să fac la GPS, să pună pe Iona, frate. Bă, tot am sperat, mă. Bă, tot am zis, bă, asta e, bă, asta e. Mi-a recomandat unul, nu știu ce aplicație, să pun nu știu ce, nu știu cum. Mă crezi că am mare lag în spate. Oh, perfect ar fi. Și... mi-a recomandat unul tot felul, bă, zice, descarcă-s prostie aia, fă-ți o pe cealaltă, fă-ți nu știu cum. E bine, frate, și păi, păi și cu ce mă ajută pe mine, adică, na. mamă, ce l-a găbut ăla. Că, ci că pot să vorbească Iana, bă, n-am descărcat mare maluri ce m-am luat, adică să serios vorbesc. Așa că... nu mai descarc nimic, merg, dracu, bă. Bă, nu vă supărați pe mine, că nu mai postez sau de asta. Dar am o răceală în mine, revenind la fază cu răceala. Că mi-aduc eu aminte pe parcurs. Am o răceală în mine și asta mă oprește un pic ca să... da. Dacă vorbim după ce strănut. Bă, nu știu, când ești răcit, n-ai mai mult asta în pat, frate, și gândiți-vă că eu mă duc la muncă, eu nu m-am băgat în medical, eu mă duc la muncă, bine, când na, te cheamă, în fine, ai intrat salariul, în alta, mamă, nici nu vreau să mă duc să alimentez acum, în cauza că, oh, mamă, ăsta intră cu două ore morci, lol, my name is Dominic, ăsta e admin, sau e un player. Ma, nu, el e adminul. Mam. Da. Și, bă, fac episoade. Dar nu știu, frate, deci așa... îl pregătesc să-l postez în alta, ciu-ciu. Da. Bă, frate, ciupa, ciups, Florin, Sorin... pleacă, frate, ca un lac de ferească, mă, Dumnezeu, what the fuck. 666, devilsy. Da, mă rog, în fine, nu mă interesează. Nu-ți dale mele. Ok, cred, culeață-mi tu. Nu, no, ok, nu știu la ce se referă, dar dacă aveți vreo idee, ziceți-mi și mie. Și apoi, hai să mergem încetoc. Deci fii atent ce se grăbește ăsta din spatele meu. N-aș putea să mi se îndes, să mi se... strice motorul. Frate, n-am ce să-ți fac, adică... până la urmă stă în spate, dacă nu-ți convine. Și asta e, hai. De... vezi? Asta e schema și atunci foarte multe accidente se întâmplă numai de cauza asta, că vine unul, what the fuck? Vine unul de ăsta și te forțează să depășească, știi? Pe ce faci, frate? Ia, ai văzut? Lol. Ce faci? E limita de 60, dacă vine adminul și te ia la 11 metri,
Atunci stai și plângi. Băi, și văd pe mulți, mulți români. Numai, de cât am înțeles, nu prea mai există... fut... Doamne! Ca să trece, n-ai stop. Da, mai aveam român care făcea episoade foarte multe cu... cu platforma asta, din failuri, din așa mai departe. Bă, râdeam de n-aveam nicio treabă, deci, sincer, nu puteam pe atunci eu să filmez sau de asta, dar era o schemă destul de bună, știi? Bă, deci râdea în prostie, bine, mai ales că mai punea și sound-uri de alea așa. Deci, era pâinea de pe ăsta. Nu, fii atent la el. Uite-te ce aproape vine. 3, 2, 9. Bine, eu și după partea aia veche, că eu nu prea am învățat regulamentul ăsta lor, știi? Eu după partea aia, ultima dată, în 2019, am jucat boss, adică... Bine, nu, în 2021, parcă, sau când... Bă, dar nu cred că ajung. Adevărul că e provocare mare să... Mă crezi că stau să mă arunci pe mapa. Ce plăcea să le fac la ăștia când depășeau, atunci acceleram cel mai tare. Deci dai seama cum era. Da, știam de la început când mi-a dat 60% damage. Era asta. Văd ce Calais sucât și Duisburgul a schimbat, nu, la Calais încă nu știu, dar la Duisburg a schimbat la mapă foarte mult. Mers ochii din orbită, mă. Am înțeles ale pe ăla. Salut, boss. Very lag. Mai schimbați-vă calculatoarele, boss. Mamă, ce bună schemă. Dar știi ce bine? Că nu mai înjură oamenii pe radio. Cam asta observ. Hai, frate, hai, că... Mamă, să mă bată tata, bă, frate, dacă îl pui acolo, deci fii atent, apăsăm O, că l-avem pe ăsta deasupra. Deci e scuros, dacă e efectiv mare lag, stai că mare motorul. Ai, mama. Cât mai avem? Bă, nu știu, dar... Nu știu cât o să fie episodul ăsta, dar vedem. Adică... Da, eu m-aș bucura să fie cât mai mult, să vă uitați cu plăcere la el. Nu uitați de butonul de like și subscribe, guys. Știu că nu vă plac chiar toate jocurile pe care ne jucăm. Și eu conștient că și eu, dacă m-aș uita la un streamer, nici mie nu m-ar plăcea chiar orice. Deci, da. Și gândiți-vă că... Eu, nu, mă joc și ce-mi place până la urmă, adică, un exemplu, seara de Halo mi-a plăcut foarte mult, adică, aia o seară de când eram copil, știi, și... trebuie să mă înțelegeți și voi pe mine. La fel cum eu aleg jocurile pe care vreți să vă jucați. Și voi trebuie la fel să mă înțelegeți pe mine. Ca fi streamer nu e ușor. Eu înțeleg, trebuie să satisfaci orice persoană. Așa mai departe, nu poți să satisfaci un milion de persoane. Nu poți. Pe una, 5, 10, 100, hai că le satisfaci. Dar mai mult nu. Pentru că e un pic cam greu să te joci numai un joc. Am jucat, știți bine, mai avem o perioadă destul de îndelungată, nu știu, timp de 2, 3, 4 ani, nu mai știu. Până m-am săturat de ele.
Până de m-am luat la ceartă cu ăștia și a fost... A fost destul. Bine că m-am luat la ceartă pentru motivul că na... Și își băteau joc de băiatul ăla și așa mai departe și... Și acum nu prea îmi convine când apare un copil de 10 ani pe 5M și vine unul, băga mea și pula măta. Că, what the fuck, adică ce mentalitate de prost poți să ai, morse mătii. Că ce ești tu mai șmecher, de ce dai tu bully la un copil cu aia? Și tu ai 16 ani, citești și tu un copil la rândul tău, dar ce faci măi, nu mai ești în anul 2006-2007 încât să... Te duci la rândul tău să dai bully la un copil mai mic. Sau ce, șmecher cu aia mai, cu aia mai mici, că aia știi că nu te pot bate și aia mai mari. Efectiv la aia nu le comentez. Bro, nu mai știi în anii ăia trecuți. Încât să spui că... Asta e, dar cine te învață pe tine? Parcă văd cine. Parcă văd cine te învață și... Atunci... Hai, Turkish! Doamne. Și atunci ăla care îi învață pe ăștia, ce zice? Mai frate, fii șmecher că băi, cu aia mai mici, nu cu aia mai mari. Că e mai mare, te pot bate, băi, cea mai mare, cea mai mare prostie făcută vreodată. Nu, că e, lăsați în pace, dacă vedeți mai micuțul ăsta. Asta nu înseamnă, bă, nu-ți place cum vorbește, nu te băga cu el în seamă, fuck that. Lasă-l morți mei, nu-l înjura de mamă, că ăla la 10 ani nu știe ce are în jurătură. Deci, să fim realiști. Ce... Crezi că ești mai șmecher dacă stai acolo? A fost unul ieri pe serverul unde jucăm noi, bag bani în prostie, din câte am înțeles eu. Și a apărut unul ică în caracter. L-am jurat pe joc. Nu o, ce în caracter. A jurat ăla că la câți bani au băgat el pe server, că lasă că o să dea el bani la playerul ăla. Eram 415 player pe server în momentul de fapt, în momentul ăla. Și am zis acolo, după ce a apărut adminul, cine, prietenul lui, desigur. După ce a apărut adminul, te-a zis că ia că ăsta mă înjură și de asta, zic tot e că vezi că ai făcut echetă în roleplay, boss. Deci, se sancționează pe server, se sancționează echetă în roleplay. Că am văzut că e șmecheria așa de mare. M-am filmat, am nu le combin să le pun, le pun de-a mea, să vă spun și asta e. Și apoi, toată lumea când apare acolo cu mamă, că cât de șmecher e el, că el ce face, el trâncăne, el pana mea. Bă, nu mă interesează, n-am nimic cu omul. Adică i-am zis și la admin, n-am nimic cu omul. Dar nu că tu vii și bași că cât ai băgat tu pe server, că le dai tu pe ăsta, tu le dai la toată lumea bani, că... Câte... Dar cine a fost cu ideea? Să... Doamne! Cine a fost cu ideea? Efectiv să vii pe aici. Ia, vine. Și revenim la faza cu 415 player, i-am zis la admin, certându-mă direct cu el, că deja am văzut că toată lumea se bagă pentru el. Bine, toată lumea, un adminul și celălalt, coleg de-a lui de preaslă. I-am zis, hai frate, că așa, dacă așa vrea pula ta, păi atunci hai efectiv să dăm bani la 417 sau 415 player, să lăsăm numai 2-3 player online. Pentru că așa vrei tu, că tu ai băgat foarte mulți bani pe server. Bă, ce? Că nu-i vorba de asta, că nu-i... Cum să zic eu? Stai că am uitat cuvântul, că am un lapsus acum. Păi nu-i proteja cum ar fi. Și am zis, păi poftim, cum să nu fie proteja, frate? Păi voi ați spus acum că
Ați venit la ticket că se dați ban la ăsta, că ăsta cât o dona pe server și s-o luat unui încă în caracter cu el. Că și ăla spunea că vrei să vezi că o spar rău? Bro, stai un pic, what the fuck, stai. Mi-a zis la admin. Nu vreau să mă mândresc, guys. Și eu muncesc la rândul meu. Dacă ar fi să încep să-mi bag salariul de pe o lună pe alta, pe un server de 5M, pe ce mi-ar zice ăștia, mă? Asta poate bag 5, 10, ma, nu cred că ajut, nu cred că el bag 10 milioane, bă, sunt eu 100%, bag eu mâna în foc. Dacă te uiți la videoclip, băi puță, arată-mi dacă și dacă ești tare în pulă că tu ce faci cu serverul și tu ce faci cu playerii. Arată-mi și mie numai o tranzacție în care ai băgat 15 milioane pe un server de 5M. Să te credem toată lumea. Dar numai acolo, numai suma, deci nu că, știi? Mi-am mai zis de multe ori și treaba asta. Bine, l-am lăsat treacă. Știi? Bă, și am zis că... Atunci, după o perioadă, l-a luat adminul, l-a dus mai încolo, am vorbit un pic cu el, că am auzit o conversață. Că nu, că... Asta, că să nu mai fac, că nu, ia și alți playeri ar vrea să joace. Bro, omul ăla are 27 de ani, eu am 26 de ani. Deci, așa să vă gândiți, că el a 27 de ani, stă și înjură femeile, fetele, am înțeles că joacă și fete de 4, de 24 de ani, adică, care, știi, și am zis la mine, man, ăsta stă și înjură, efectiv, fetele pe 5M, fără niciun motiv. Păi și atunci stai un pic, eu IC, el înjură OC. Păi eu IC să nu iau morți în pulă, mă? E clar că iau. IC. Păi OC dacă el e prost și e vai de pulă steaua lui și de pula lui, păi atunci frate îmi pare rău pentru societatea în care a trăit. Bă, da, înjur la o glumă, la o caterincă, la... Păi mă, și pula morții tăi. Când îl vezi pe câte unul de asta, handicapa nu are nicio treabă. Dar bă, nu te duci random și îl înjuri pe unul cu aia, adică tu mergi acolo și mamă că băgam aș pula, mă rog, nu vreau să readuc cuvintele la... mamă, ce-au făcut ăștia, frate. Mamă, dar și exagerează. Doamne. Nu așa asta spun. Că s-a rezolvat cu băiețașul nostru. Ăsta e de foarte tare. Din câte văd un pic acolo, dacă vedeți în oglindă. Și o să mă cam supăr un pic pe el și o să încep să trag. Numai că dacă o să încep să trag... Mă, că-s playeris aici mâncați așa. Mamă, dar cum arată acum, fratele meu! Hai mă, că am să duc 100 pe aici, Belarus, Rusia, uite de acolo! Hai, George, băgașar! Doamne, pierdeți timp, de n-aveți nicio treabă. Mă rog, mamă, au venit chinezi. No, cam ăsta e un videoclip. Ca la aici Duisburg împreună cu niște povești care efectiv sunt na, povești de pe 5M, de pe Eurotrack, ați văzut prostimea și de pe Eurotrack, nu că eu aș fi mai deștept, e clar. Dar dacă faci batul la report o să pun direct videoclipul pe răspunsul meu către el să vadă din perspectiva mea cum s-a văzut. Că eu nu joc așa. Și niciodată n-am jucat. Mă. Aici termină pe curs. Am înțeles.
Plecat, frate, hai să mergem să reparăm, gata. Da, bun. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Eu v-am pupat, nu știu când o să ieșim de aici. Numai 8-7 de player, e bine. V-am pupat. Ne auzim într-un alt episod. Pa, pa. Băi, mă tăpac. Sună ăștia.